ședit că sunt prezent în număr de 13 consilieri. Domnul Funaru nu poate să lipsească că este la numai să participe, mă scuzați, că este la un interviu, iar domnul Părintele Palami este la un deplasat, deci nu poate să vină, dar va participa online. Vom la legătura noastră. Au primit toți materiale și ședința este statutară, își poate continua. Vă mulțumim, domnul secretar general. Încep prin a spune la mulți ani tuturor celor care poartă numele de Ionie, mulți ani de sănătate și membrilor familiilor dumneavoastră. Supun la vot procesul verbal al ședinței anterioare. Cine este pentru? Este cineva împotriva? Se abține cineva? Mulțumesc! Dau citire dispoziției numărul 71 din 16 aprilie 2021 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local Mănăstirea Cașin pentru data de 23 aprilie 2021, începând cu ora 15. Primarul Comunei Mănăstirea Cașin, județul Bacău, inginer Enarhie Adriana, având în vedere adresa numărul 3312 din 9 aprilie 2021, primită de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, prin care ne solicită aprobarea cotizației la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADI, pentru anul 2021, adresa numărul 3345 din 12 aprilie 2021, primită de la Parohia Bunavestirii din Comuna Mănăstirea Cașin, prin care ne solicită să oferim contracost lemnul necesar, adică 50 metri cubi rășinoase, pentru ridicarea acoperișului casei, precum și a gardului, pentru activitate social-filantropică destinată unei familii cu copii, ce presupune construirea unei locuințe, referatul numărul 3473 din 14.04.2021 al domnului Bucur George Adrian, în calitate de administrator domeniului public și privat, prin care solicită aprobarea prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare pentru proiectul Modernizare Drumuri Comunale în Comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău. Cererea numărul 3371 din 12 aprilie 2021, înaintată de către domnul Bezedea Vasile din Constanța, prin care solicită aprobarea cesionării lotului IES 119, situat în satul Scutar, din Comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău, către domnul Vrăceanu Gheorghiță din Tulcea, județul Tulcea, adresa numărul 6441 din 9.04.2021, primită de la Consiliul Județean Bacău, prin care ne comunică suma repartizată pentru anul 2021. Adresa primită de la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bacău, Serviciul Sinteză și Asistența Elaborării și Execuției Bugetelor Locale, cu numărul 481/1/4/2021, referitoare la repartizarea TVA, cheltuieli prevăzute la articolul 104 alineatul litera B din Legea Educației Naționale pentru Bugetul din anul 2021 și estimări 2022-2024 și burse. Adresa numărul 445 din 17.03.2021, primită de la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bacău, Serviciul Sinteză și Asistența Elaborării și Execuției Bugetelor Locale, prin care ne comunică repartizarea sumelor pentru bugetul anului 2021 și estimări 2022-2024. În temeiul prevederilor articolului 155, aliniatul 1 litera B, aliniatul 3 litera A și B, aliniatul 4 litera B C, aliniatul 5 litera H și articolul 196, aliniatul 1 litera B, din nou UG numărul 57/2019, privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, dispune. Articolul 1. Consiliul Local al Comunei Mănăstirea Cașin, județul Bacău, se convoacă în ședință ordinară pentru data de 23 aprilie 2021, începând cu ora 15, la sala de ședințe de la primărie, având pe ordinea de zi următoarele proiecte de hotărâre. Și anume 1. Aprobarea cotizației ADIN pentru anul 2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea a 50 de metri materialele în mosele și noțe pentru parochia Bunavestirii din Comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău. Aprobarea cesionării lotului situat în satul Scutaru, IES 119, al domnului Bezedea Vasile, către domnul Vrânceanu Gheorghiță din Tulcea. Aprobarea prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare pentru proiectul Modernizare Drumuri Comunale în Comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău. Și aprobarea actualizării devizului general. Raportul anual al activității primarului Comunei Mănăstirea Cașin pentru anul 2020. Aprobarea execuției bugetare pentru anul 2020.
Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor a comunei Mănăstirea Cașin. Aprobarea programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2021 și strategia anuală de achiziție publică pe anul 2021. Și ultimul punct, alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni. Articolul 2. Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la vizierul de la primărie și va fi publicată pe adresa de internet a instituției. Articolul 3. Prezenta dispoziție va fi comunicată în termen legal instituției prefectului județului Bacău. Ședința este publică, semnează primar inginer Renate Adriana, aviz de legalitate, secretar general la Comuna Mănăstirea Cașin, Deliu Ioan. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc! Prin urmare, doamna primară de subvântul, trecem la primul punct al ordinii de zi și anume aprobarea cotizației ADIP pentru anul 2021. Aș vrea să-mi permiteți să mai introducem pe ordinea de zi un ajutor pentru familia care a avut zilele trecute un eveniment nefericit. Mai bine zis, i-a dat foc casa în totalitate și să-mi permiteți să-i introduc pe ordinea de zi cererea lui Măcălău Ciprian, în care noi, din primărie, fiindcă știți prea bine, nu suntem și la început, ne-am propus, domnul viceprimar al comunei a făcut un referat prin acordarea unui ajutor familiei Măcălău, ajutor ce costă în 20 de metri cub de lemn în pădurea proprie a primăriei, dar fără nicio subvenție. Deci asta să vină doar pe costurile din contractul de administrare. Deci, dacă îmi permiteți, asta o discutăm la momentul acela, doar să permiteți să intre pe ordinea de zi. Deci, cine este pentru ca această cerere să fie pe ordinea de zi? Mulțumesc! Deci, acum chiar trecem la primul și am mai aprobat aprobarea autorizației ADIP pentru anul 2021. Bună ziua, încă o dată! La mulți ani zic și eu din nou aniversarul de ziua de astăzi. La mulți ani studenților Gheorghe. Începem cu prima... Este o aprobare a cotizației ADIP pentru anul 2021. Într-adevăr, anul trecut noi am aprobat pentru ADIP un alt quantum. Din păcate, că zic din păcate, pentru că uitându-mă pe ce au de gând ei să fac anul acesta, nu știu cum nu intrăm în proiectul lor de TFOIM. Ați primit, presupun, documentele, ceea ce intenționează ei în anul 2021 să facă la acel proiect. Da, figurăm cu investiții de 6 milioane, între 6 milioane, 8 milioane de euro, și s-a aprobat în AGA o cotizație de 12.000 de lei. Eram în cazul ăsta, pentru anul 2021, trebuie aprobată în adunarea, în consiliul nostru, această plată de 12.000 de lei. Deci, supunem aprobării cotizația de 12.000 de lei. Cotizația ADIP pentru anul 2021. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc! Trecem la punctul al doilea, pe ordinea de zi, și am făcut de hotărâre privind aprobarea a 50 metri cubi materiale NOS, rășinoase, pentru parohia Bună Vestire din Comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău. După cum ați văzut, presupun, mai toată lumea, Părintele Protocop Ioan Bătăuan a început, a demarat din reparațiile și ridicarea acoperișului, mai bine zis, al casei care noi tot aici în ședință am votat să fie dată parohiei Buna Vestire.
lucrurile au evoluat frumos, dar ce ne cere părintele? Ne cere lemnul contracost pentru ridicarea acoperișului casei și a gardului ce împrejmuiește terenul, solicită 50 de metri cub de lemn. Noi, ca presa primăriei, după cum știți, este de 200 de lei, dar metru cub. Am vorbit... Nu, atâta ar fi la noi. Dar am vorbit, asta e, fiindcă este lemn lucru, am vorbit la Ocolul Silvic, mi s-a adus la cunoștință că prețul ar putea varia între 280 de lei pe metru cub și poate ajunge la 340 de lei pe metru cub. Problema era, dacă noi aprobăm aici, ca părintele să plătească doar 200 de lei pe metru cub și restul o să fie din nou subvenționat din costul contractului de administrare. Veniți cu propuneri cât credeți că ar putea să dăm, în ce condiții, dumneavoastră o hotărâți aici. Asta a fost propunerea pe care am făcut-o și care ne solicită de altă părinte. Da. Vă rog să scrieți acolo. Da. Da? Ziceți. Da. Deci, atunci că am fost de acord cu să aducești terenul, se pare că l-ați chiar 20 de ani. Da. Este rugăciunea să fie ajutat și cu terenul ăsta. Important este ce s-a întâmplat cu clădirea, că este cei 20 de ani. Rămâne o chilie de asta ca domnul Ioștean sau ce se întâmplă, ce se întâmplă acolo. Pentru că am înțeles că când se termină contractul, eu îmi dă terenul înapoi, nu? Ce mă referiți la ceea ce am dat acum? Construcția. Este obligat să o dea înapoi. Deci nu există ori cerere prelungire, ori construcția. Da, sigur, prelungire. Dar poate rămâne o căsută cu caracter social pentru comună. Că vom fi noi peste 20 de ani, nu vom fi. Cine va veni ar putea avea la dispoziție permanent o casă pentru oameni cu probleme, cu comun. Important este ca Consiliul Local să aibă atenție și faptul că ar trebui și populația neajutată cu lemnul de foc sau cu lucru, ceva, la un preț mai ușurel decât practic cu Consiliul. Noi am avut dată o acțiune de genul ăsta, am dat mai puțin, cu preț mai mic, și ar putea să, ori finanțează Consiliul Local, ori găsim o soluție, adică să nu ce să facă. Cine este pentru?
Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc! Trecem la al treilea punct și anume aprobarea accesionării locului situat în satul Suntaru, IES 119, al domnului Bezedea Vasile, către domnul Vrânceanu Gheorghiță din Tulcea. Domnul Bezedea Vasile a făcut o cerere la către Consiliul Local, în care la bază are și un contract de vânzare-cumpărare, presupun că le-ați văzut, au ajuns la dumneavoastră. Este în măsură de a da, pentru că dumnealui are o construcție acolo, acestui domn Vrânceanu sunt plătite taxele, nu există niciun impediment ca persoana respectivă să, din punctul de vedere al primării părinte, să nu cesioneze. Se preia contractul el. Preia contractul la acest domn Vrânceanu. Și automat preia și plătește în continuare. Da. Dacă aveți ceva de discutat la acest punct, dacă nu sunt probleme, să punem la vot. Cesionarea lotului situat în satul Suntaru este un nou spărăție al domnului Bezedea Vasile către domnul Vrânceanu Gheorghiță din Tulcea. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc! Punctul 4. Aprobarea prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare pentru proiectul modernizare drumuri comunale din Comuna Mănăstirea Cașin, în județul Bacău și aprobarea actualizării devizului general. O să dau citire a referatului. Având în vedere că în perioada de la semnarea contractului de lucrări, august 2020, martie 2021, au fost întocmite situații de plată, dar nu au putut fi decontate, iar lucrările nu sunt finalizate, coroborat cu faptul că la ultima cerere de plată, în dosar trebuiau prezentate documente emise de DSP, DSDSA, Agenția Națională a Protecției Mediului și procedura de introducere în inventar a investiției. Trebuie să prelungim scrisoarea de garanție din partea Fondului de Garantare pentru proiectul modernizare drumuri comunale în Comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău. Am avut la acest proiect și o întreagă procedură în care APIR-ul nu a fost tocmai de acord cu modul în care a decurs achiziția. Și începând din, cel puțin eu, din noiembrie și până acum, am avut un șir de adrese între noi și ei, în care ne penalizau cu 10% la contractul de finanțare. Mi s-a părut lor că ar fi fost ceva de regulă la achiziție. Am demonstrat prin acele hârtii că, de fapt, nu este ceea ce le spun ei. În sfârșit s-a închis toată asta, au renunțat la ideea că achiziția nu ar fi fost ok, dar că între timp au blocat plata și din decembrie, care s-a făcut pe lucrarea de tronsonul 3 de pe Mareșalul Brezan, Constantin Brezan, și fapt pentru care ne-am întârziat cumva, v-am și spus că prelungit cumva, deși am dat ordin de întrerupere a lucrării datorită timpului nefavorabil, chiar în condițiile astea a trebuit să facem un alt lucru în care să solicităm prelungirea termenului al contractului de finanțare. În acest sens, trebuie să aprobăm astăzi un proiect de hotărâre. V-am primit de altfel și PNR, cred că l-ați citit, privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare pentru proiectul modernizare de drumuri. Cred că l-ați văzut fiecare dintre dumneavoastră, în care este prevăzut cam ce ar trebui să aprobăm noi astăzi aici, adică prelungirea scrisorii de garanție,
pe o perioadă de 6 luni, respectiv 25-a 7-a 2021, până la 25-a 3-a 2022. Aveam și un memoriu justificativ depus acolo, cred că l-ați citit fiecare dintre dumneavoastră, de ce și cum, oricum o notă explicativă prin această modificare și informațiile de bază. Presupun că fiecare dintre dumneavoastră a citit, nu cred că-i cazul să le mai fac o dată, nu? Nu. Am spus mai departe că ar trebui încă dată o hotărâre de a actualiza devizul general. Devizul general nu a fost modificat niciun fel. Valoarea devizului general, v-am adus aici să vedeți ce a fost încheiat anul trecut și ce se află acum. În schimb, sunt modificate niște sume la partea de tronsoane. În total, devizul contractul a rămas același ca sumă. Dar fiindcă au venit venit modificări încă de la ofertare care nu s-au făcut în august, aici e problema, trebuia făcut atunci după ce s-a câștigat contractul de licitație, cum a ofertat firma pe fiecare tronson în parte. Nu s-au făcut modificări la vremea aceea, s-au făcut acum și tot odată să aprobăm. Deci, încă dacă să țin, puteți vă arăt ce a fost în devizul general de la contract și ce se află acum, suma totală este aceeași. Nu avem nicio modificare. Supunem la vot. Dacă cineva mai are ceva de spus, ce v-ați făcut de la această până la urmă, penalizarea pe acest proiect va fi tot 15.000 sau s-au făcut modificări și la penalizare? Nu, nu mai facem. Deci am obținut că vie în care nu vom mai fi penalizați. Deci, până la urmă, au acceptat ordinul de insistare a lucrărilor sau nu? Nu, nu, vorbim de penalizarea aceea care păi, e în funcție de luni, de 4.000 de lei, plus 2.000 care v-am spus la ședința. Da. Vorbim de penalitatea. Nu știu, dacă nu știți, în octombrie, septembrie-octombrie, a firul, a constatat, cel puțin așa au declarat atunci, o ilegalitate la achiziții. Și de atunci tot mers o schimb. S-a demonstrat că nu există nicio suspiciune de fraudă la achiziții. Bun. Și-au renunțat la penalitatea de 10% la contractul de finanțare. Acum vom avea oricum penalitate în funcție de cum termină, pe fiecare lucru. Am înțeles și asta. Deci era suma era de 15.000. Nu, era 7.000. 7.000 era. 4.400 plus 2.000. Iar încă 6 luni după luna iulie, pentru a finaliza, pentru a intabula lucrarea. Exact. Să aveți un termen de... Da, n-ați citit cărțile de aici? Sunt trecute exact etapele în care... Aici înmergă. Adică, prea mult, dar doresc eu pentru marja de siguranță. Așa, au luat o marja de siguranță, așa este. Pentru că, în funcție de prelungire, doresc că dau și penalitate. Da, pe fiecare lucru. Așa este. Ei au luat în calcul perioada aceasta de 6 luni pe care noi am prelungire, ar ajunge 7.000 de lei. Și în momentul în care se prezintă că nu are formul sau normal, va fi exact în exact. Am înțeles. Da, dacă mai este cineva, mai este să nu uite pe subiect. În condițiile care nu mai sunt discuții, supunem la vot prelungirea scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare pentru proiectul modernizare de bucătăriale cu mâna Mesea Ca și județul Bacău și aprobarea actualizării devizului general. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Dacă cineva? Mulțumesc! Trecem la punctul 5 și am dat raportul anual al activității primarului Comunei Mesea Ca și pentru anul 2020. Să-l citesc totuși.
este foarte important, în sensul că știu că dumneavoastră l-ați avut ca document în care ați putut citi pe e-mail, dar fiindcă această ședință este, va fi urmărită și în mediul online, constat că ar trebui să o citim. Deci este raportul anual al primarului privind starea economică, socială și de mediu pe anul 2020, raport care ar trebui făcut în fiecare an. Spun care, deoarece la noi, la Mărăstirea Brașii, acest raport nu s-a făcut niciodată. Trebuie afișat pe site-ul instituției ca toți cetățenii să știe ce, în ce constă munca și a aparatului de specialitate a primarului. Stimați cetățeni, raportul pe care îl prezint este o sinteză a activității UAT Comuna Mănăstirea Cașin, care include funcționarea aparatului de specialitate al primarului și al compartimentelor din subordine. Anul 2020 a fost un an plin de provocări, atât pentru mine, dar mai ales pentru fiecare cetățean. Fiecare dintre noi a fost afectat într-o oarecare măsură de pandemia globală de COVID-19. Cu toții ne-am văzut viața schimbată, iremediabil, dar pentru fiecare dintre noi se ivește oportunitatea reînnoirii, revitalizării și reformei. Fie că vorbim de oameni sau instituții, reformarea și eficientizarea trebuie să includă fiecare componentă a construcției sociale și administrative. În conformitate cu prevederile articolului 63 aliniatul 3 litera A din legea 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare, în exercitarea atribuțiilor referitoare la relația cu Consiliul Local, primarul prezintă Consiliul Local în primul trimestru, de aia vă spun, un raport anual privind starea economică, socială și de mediu a unității administrative teritoriale. În urma alegerilor locale din 27 septembrie 2020, posturile de demnitar publice au fost ocupate începând cu 2 noiembrie. Astfel, eu am preluat atribuțiile de primar al Comunei Mănăstirea Cașin și domnul Lucian Ordigeu Nicolae, viceprimar al Comunei Mănăstirea Cașin. Aparatul de specialitate al primarului Comunei Mănăstirea Cașin, împreună cu primarul, viceprimarul și secretarul, constituie primăria Comunei Mănăstirea Cașin, structură funcțională cu activitate permanentă care aduce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local și dispozițiile primarului, soluționând problemele curente ale colectivității locale. Aducerea la îndeplinirea scopului se realizează cu respectarea următoarelor principii. Realizarea tuturor activităților în interesul exclusiv al cetățeanului. Respectarea legalității. Asigurarea promptă și eficientă, liberă de prejudecăți, corupție, abuz de putere și presiuni politice a tuturor activităților. Aparatul de specialitate al primarului Comunei Mănăstirea Cașin își desfășoară activitatea în baza prevederilor legii numărul 215/2001 privind administrația publică locală republicană cu modificările și completările ulterioare. O atribuție importantă a întregului aparat de specialitate o constituie fundamentarea proiectelor de acte normative adoptate sau emise de autoritățile locale, precum și susținerea materialelor cu plenul ședințelor de Consiliul Local în intervalul analizat sau convocat un număr de 8 ședințe ale Consiliului Local al Comunei Mănăstirea Cașin. Ședințe în cadrul cărora au fost aprobate un număr de 26 de hotărâri până la data de 2 noiembrie și un număr de 40 de hotărâri până la sfârșitul anului. De reținut că au fost doar 4 ședințe până în 2 noiembrie și 4 ședințe după 2 noiembrie. Până la data de 2 noiembrie au fost date 40 de hotărâri până la sfârșitul anului, cu mențiunea că niciuna dintre acestea nu au fost contestate la instanța de contencios administrativ. S-au emis un număr de 184 de dispoziții cu caracter nominal sau general până la data de 2 noiembrie și un număr de 51 de dispoziții până la sfârșitul anului, niciuna din dispozițiile emise nefiind atacate de instanță de contencios administrativ. Este făcut
Raportul o să-l pun inclusiv în, pe site-ul instituției. Cred că îl va citi dacă cineva va fi interesat în toată lumea. Avem și starea economică. Până la 31.12, acum casări realizate de 8.491.680 lei, cheltuieli realizate 7.566.711 lei, pe secțiunea funcționare avem 4.510.026 lei, pe dezvoltare avem... avem doar 276.965. Rezultatul brut al exercițiului constă în înregistrarea sumei de 924.971 de lei excedent. În evidența biroului de impozite și taxe locale sunt înregistrate un număr de 2.594 de euro, de la care s-a încasat suma de 1.915 lei, 1.998 de lei, reprezentând venituri proprii. La 31.12.2020, UAT Mănăstirea Cașin prezintă rămășiță la încăsarea impozitelor și taxelor locale în valoare de 1.968.779 de lei, din care, aici e mare atenție, 943.172 de lei reprezintă amenzi, fraților. Amenzi. E enorm de mult. Gradul de realizare a veniturilor în anul 2020 este de 70,56%. Este un grad de realizare a veniturilor destul de mult. Situația investițiilor la sfârșitul anului 2020, aici fac referire și la informarea cu numărul 2771 din 23-a 3-a, prezentată în ultima ședință de Consiliul Local cu privire la cele trei contracte încheiate în anul 2020, contracte care nu le putem duce la îndeplinire datorită lipsei surselor de finanțare. Avem trecute toate proiectele. Proiectul la numărul 1, găsiți poziția, la poziția 1, regularizarea biroului Sărățel, este depus la CNI în 2019. Vă spuneam că săptămâna trecută am depus toate documentele. Vestea bună e că avizele, toate acordurile au fost analizate deja. Suntem cu câteva puncte pe care avem să le mai trimitem la ei. Suntem în studiu cu, în analiză cu studiul de fezabilitate. Al doilea proiect este investiția de modernizare și dezvoltare a infrastructurii școlii gimnaziale numărul 1. Lucrare care la sfârșitul anului se afla la un grad de realizare de 57%. După cum vedeți, în maxim 2 săptămâni lucrarea e aproape gata, poate 2 săptămâni mult. Săptămâna viitoare urmează să avem probe la centrală, vom încărca rezervoare cu apă, deci practic în interior sunt foarte bine. Urmează să introducem partea de dotări. Aici întâmpinăm o mică problemă, dar se pare că am rezolvat-o în dotările achiziționate. Lipsesc 200 de scaune. Așteptăm ca firma să trimită 200 de șezuturi și 200 de spătare care lipsesc la scaune. Dar lucrurile sunt rezolvate. Vor veni în cursul săptămânii viitoare sau cel puțin așa ne-a promis firma. Ne dorim foarte mult ca imediat după vacanța aceasta de Paște copiii să intre într-o școală nouă și modernă. Mai am o veste pe care aș putea tot aici o completare vis-a-vis de terenul de sport, care știți prea bine că nu a fost prins în proiectul inițial. Am primit un acord de la Ministerul Dezvoltării, acord care
nu este suficient să folosim banii din diverse și cheltuieli, din diverse și neprevăzute, pentru că mai trebuie să luăm un acord de la Agenția Națională a Achizițiilor Publice, dacă ne mai dau voie să facem un act adițional la contract. Așteptăm răspunsul și să vedem dacă, într-adevăr, vom putea realiza din sumele care le avem alocate pe școală, să putem face și terenul de sport. De nu, am prins împreună astăzi cu contabila o sumă suficientă să pornim o achiziție. Deci asta am făcut astăzi, când am realizat că ne poticnim și s-ar putea ca răspunsul de la ANAP să vină că nu ne mai dă voie să facem niciun act adițional. Și atunci încercăm pe lista de investiții să punem, avem și devize, cât ar însemna, vom cere devize de la alții, să punem o sumă, totuși, după cum bine vedeți, școala arată prea bine ca să lăsăm acel teren de sport în situația în care se află. Deci trebuie neapărat făcut și terenul de sport. Am spus, constructorul așteptăm, dacă reușim să primim acordul, să intre în proiectul inițial, este absolut perfect. De nu, vom porni o achiziție nouă, PSA, și vom face, vara asta obligatoriu, terenul de sport, ca până în septembrie, când copiii vor veni la școală, chiar vor avea condiții nu neapărat decente, chiar mai mult decât decent, spun eu, la cum arată școala. E, într-adevăr, extraordinar de frumos. Bun. Următorul proiect avem trecut acolo, reabilitarea, modernizarea și dotarea Pamienului Cultural din Comună. E pus la CNI de administrația veche din anul 2019, doar ca cerere de finanțare, nu a înaintat nici într-un fel, să vedem ce formă va avea acest proiect. Nu-i făcut absolut nimic. Mare lucru nu-i făcut la acest proiect, adică dacă mergem în continuare pe un cămin, deși sunt multe voci care spun că nu știu cât e de necesar să-l facem în locuri. Dacă mă întrebați pe mine, mi s-ar fi părut ideal să modernizăm căminul din statul Mestea Cașin, cămin care cred eu că ar trebui să aducem la niște standarde mai ridicate. Nu am un alt standard decât ceea ce avem acum. Dar asta rămâne la discuții aici, între noi. Următorul proiect este alimentarea cu apă a localităților, care la momentul acesta, în momentul 31-12, când este făcut acest apel, era prevăzut din bugetul local. Astăzi este făcută cerere de finanțare la CNI. Probabil că în cursul săptămânii viitoare vom găsi pe lista sinteză a CNI-ului. Se dă o tărere de guvern în scurt timp pentru a renui lista sinteză pentru localitățile care vor avea lucrări pe apă. Și să sperăm că ne vom găsi în lista acelor localități, mai bine zis. După care vom depune acel proiect la CNI să vedem dacă ne vor lăsa, aici este întrebarea, dacă ne vor lăsa să punem și contract. Vor, la momentul ăsta, să... E un proiect. Am discutat acolo. E un proiect în care CNI-ul nu are posibilitatea să mai facă achizițiile și atunci ar putea lăsa în teritoriul acele achiziții. Dacă putem rămâne la contractul pe care îl avem încheiat cu JD Market, dacă nu, ce alegem între
niște daune și plata tuturor a proiectului. Asta rămâne tot aici. Următorul proiect, alimentarea cu apa a localităților aparținătoare comunei Mănăstirea Cașneasa, este un proiect început, după cum bine știți, în anul 2008 și nefinalizat. Nefinalizat, la momentul ăsta se fac probe pe instalații din aproape în aproape, să vedem ce mai funcționează de la momentul 2009-2010, când au fost introduse acele conducte în pământ. După cum ați mai văzut câte unii, ei chiar au știut să facă locurile, dar au constatat că sunt pierderi de apă, au înlocuit în zona respectivă, dar Ministerul mi-a cerut un memoriu vis-a-vis de acest proiect care de atâta vreme nu se închide. Exista chiar la o discuție cu domnul prim-ministru săptămâna trecută de ce n-au închis PNDL 1. N-au închis PNDL 1 că sunt în jur de 1000 de localități, printre care și noi. Acest proiect, fiindcă nu l-am închis, putem fi trași la răspundere și cerut înapoi toți banii pe care guvernul ne-a dat la vremea aceea. Drept pentru care, în 31-12, s-a prelungit termenul și știam că se va prelungi și a fost, ca zic, un moment de frustrare, pentru că ne-a fi așteptat anul acesta o grea răspundere să vină ministerul și să-ți ia banii pe tot ceea ce nu am închis la momentul 2009-2010. Cei la minister au înțeles că suntem blocați din cauza furajelor, din cauza sursei de apă. Sperăm în cel mai scurt timp că doi ani s-a prelungit acest termen. În acești doi ani să realizăm și noi sursa de apă. În același timp să putem face și noi probele la rețeaua de la primul proiect și să constatăm că e îndeplinit. E o problemă că acel proiect, prim proiect, e făcut pentru niște ciușmele, practic. Nu a fost realizat ca fiecare locuință să se branșeze, discutând cu inginerul de la firma care a executat lucrarea, am zis că așa a fost întocmit proiectul la vremea aceea, de pentru care, la momentul acesta, nu există posibilitatea de branșat fiecare locuință în parte. Va fi o problemă asta. Pentru că va trebui să tai coloana, să poți să-i faci lămin, să poți, nu s-a lăsat nicio posibilitate la fiecare casă să-i faci branșament. Va fi o mare problemă. Nu poate să alimenteze. Da, ne-au zis că conducta e destul de are diametru suficient de mare ca debitul să fie realizat în așa fel încât fiecare casă să aibă o presiune și un debit de apă bun. Acum rămâne de văzut când vom face probe. Dar avem o mare problemă că acel proiect practic a fost prevăzut pentru niște ciușmele, nu pentru a alimenta, deși stau și mă gândesc, în 2009-2010 erau atâtea localități care aveau apă în casă. Deci la noi nu s-a reușit să se gândească un proiect în care să lăsăm posibilitatea ca fiecare gospodar în parte să-și poată avea apă, nu știu să vă răspund. Așa a fost făcut proiectul, așa vom încerca la momentul în care vom avea apă pe coloană să ne întâlnim, discutăm și să vedem ce posibilități sunt de a întocmi și branșamentele. Bun, trecem la următor proiect, distribuția de gaze, proiect care avem studiul SF. Pus pe POIM, din păcate vă dau veste rea, bani POIM deja nu mai sunt.
Dacă vor, deci fonduri europene, când auzim, avem impresia că e un robinet deschis și fiecare se duce cu ceașca și ia câte îl trebuie. Nu e chiar așa. Finanțări pe, la acest program deja nu mai sunt. Așteptăm PNRR-ul care să sperăm că vom putea pune mai repede pe, pe această linie de finanțare studiul SF pe care îl avem, acordurile pe care le avem. Suntem destul de avansați în momentul în care apar metodele de, sau mă rog, tot ce înseamnă linie de finanțare și ce avem de făcut, vom putea fi printre primii. La fel, se vorbește de o linie de finanțare PNRR 3, care va fi special pentru drumuri și pentru gaze. Avem și acolo posibilitatea să putem ajunge să luăm și noi finanțări pe proiectele pe care le avem, spre norocul nostru, că este într-adevăr un noroc, că avem documentațiile făcute. Modernizarea stradă Drumul Mori. E acest drum de care știți prea bine prin gal, care l-am reziliat, vom fi nevoiți să-l am primit procesul verbal. Săptămâna viitoare vom da înapoi tranșa 1 și plata proiectului pe care am avut-o pe acest drum de la AFIR, după care vom putea cu linia aceea să o folosim întru totul și sunt, tocmai discutam astăzi la GAL, pe aceste linii de finanțare în care îți achiziționezi un utilaj, asta merg foarte repede, spre deosebire de finanțări pe mari, de stil drumul, cum altfel s-a venit. N-a fost cea mai bună alegere, când acești bani au plecat pe partea asta cu drumul. Mi-au spus că în două luni, de la, după ce dăm noi bani înapoi, pot să ne, putem să ne pregătim și să ne luăm un utilaj așa cum ne dorim, de altfel. Dar vom rămâne tot aici, vom discuta. Următorul proiect, modernizarea drumurilor comunale. La 31-19 contractul era de 20%. Acum se lucrează pe toate cele trei clonsoane. Dacă ați văzut, Cârșeu este pregătit, strada Cârșeu este pregătită în totul de asfaltare. Așteptăm vremea să țină cu noi și dacă de luni e soare, acolo vom turna deja asfalt. Pe Constantin Prezan se fac rigolele. Vă rog și că treia vrea să ne consiliere să mergeți prin sat să vedeți lucrările de investiții. Este foarte important să fiți la curent cu tot ceea ce se întâmplă. La fel, pe strada Păcii, deja am trecut la pregătirea tronsonului. Următoarea achiziție e dotările pentru sprijinirea conservării patrimoniului cultural în Comuna Mănăstirea Cașa. Aici este un contract de achiziție pe costume populare. E tot AFIR-ul și cu o cofinanțare de la bugetul local. Și ultima achiziție, ultima obiectiv de investiție este achiziție echipamente necesare de desfășurare activității didactice. Aici avem cerere de finanțare pe POIM. E o cofinanțare din bugetul local destul de mică, lucru care știți a fost prezentat aici și așteptăm să vedem când vor lua încă la acele fonduri europene care avem impresia că urc, dar
din păcate, se mișcă destul de greu. De la Biroul Taxe și Impozite, am trecut acolo înștiințările de plată, dosarele care au fost întocmite cu număr, cu tot. Nu știu dacă chiar ar trebui să le mai citesc. Compartimentul juridic. Activitatea o constând în 14 cauze, 1 la Curtea de Apel Bacău, 6 la Tribunalul Bacău, judecătorii Tudoria Bine, 7. La sala civilă, numărul, am enumerat aici și număr de acte au fost încheiate în acordul 2020. La compartimentul registru activilor, câte adeverințe și participări la diverse expertize agricole, din păcate zero petiții legate de fond funciar, soluționări, atenție, soluționar petiții legate de fond funciar. Vreau să vă spun că eu personal sunt un pic derutată, să spun așa, de modul în care au fost tratați cetățenii noștri pe partea de fond funciar. Sunt total nemulțumită. E o comisie de fond funciar la nivel de primărie, care, din păcate, nu funcționează chiar atât de mult cum ar trebui și am să vă spun și de ce. Pentru că nu există un om care ar fi trebuit să fie bine pregătit pe fond funciar, să fi fost angajat în anii trecuți cu un om care să cunoască legislație, să meargă pe teren. Au fost momentele acelea în care oamenii și-au revendicat proprietățile prin martori, prin lucruri care au rămas la nivelul tot anilor ăla, mai departe nu. Sunt încă oameni care bat la ușa primăriei după niște dosare începute acum 10-20 de ani, lucru care pe mine mă doare foarte mult văzând. Deci să nu spun că au fost și mințiți, nu li s-a adus la cunoștință soluțiile care s-au dat în cadrul comisiei și au fost trimiși pe cai vers pe pereți. Chiar sunt mari probleme pe această latură de fond funciar. Nu știu și îmi doresc să putem dezbloca această situație. Vom încerca. Pe urbanism lucrurile merg bine. Sunt număr de 25 de certificate de urbanism, 17 autorizații de construire, 4 autorizații de sfințare, 16 autorizații de brașament în anul 2020. Pe social am prezentat aici, într-adevăr, la asistență socială e o activitate destul de amplă. E mult de citit, dar dacă va fi afișat, va avea fiecare informația care are nevoie. Și compartimentul protecție civilă, ceea ce ar trebui să facem și chiar se face din punct de vedere al serviciului pe situații de urgență. Avem acel salariat, îmi propun foarte mult ca serviciul de voluntariat să funcționeze la capacitate chiar. Încercăm să facem pe această parte niște adunări care toți cei care au fost trecuți în acele tabele de ședințe, printre asta sunt și oameni care dintre dumneavoastră din pozitie trecuți acolo. Aș vrea chiar să știți prea bine ce se poate face în cazul și în care cum am avut ultimele incendii. O spun că n-am participat nimeni de la voluntariat și asta e grav. Că s-a dus domnul viceprimar și cu domnul Ilie, șeful SVS-ului. E adevărat că în aceste situații pompierii preiau toate astea, dar sunt și lucruri care ar trebui să le facă
cei din serviciul de voluntariat. Ajutat familia la apărat din casă și multe alte lucruri. Am constatat că nu funcționează. Zic eu că va funcționa în cel mai scurt timp și partea asta. La fel, să sperăm că nu vor urma acele incendii de vegetație care tot intervin în primăvară. Poate că lumea a înțeles și nu va mai da foc la întâmplare. Și acolo este de lucru și acolo ar trebui să fie anunțați, deci de adică trebuie neapărat să funcționeze serviciul de voluntariat. Deci, această informare se va face cunoscută nu doar Consiliul Local al Comunei Mănăstirea Cașin, ci și locuitorilor, prin intermediul afișării la sediul instituției și prin publicarea lui oficială. Pentru că toate activitățile desfășurate au avut în centrul atenției interesul cetățeanului, dar și din dorința de a primi din partea acestora sugestii care ar putea conduce la îmbunătățirea serviciilor prestate. Ca primar al tuturor mănăstirenilor, doresc încă o dată să declar disponibilitatea instituției pe care o reprezint de a fi un partener viabil și serios de dialog cu locuitorii în slujba cărora se desfășoară întreaga noastră activitate. Pentru că numai printr-un act administrativ transparent putem crea împreună un viitor durabil. Da, am auzit cu toții și l-am și studiat. Dacă aveți comentarii, văd că nu este de aprobat. Se aprobă ca un copt. Era copt cu așa. Deci nu există. Nu, ce-i văzut de aprobat? Da. Dar, doamne, primar? Da, bine. Bun, dar dumneavoastră aveți vreo problemă, vreo discuție, vreo sesizare, vreo ceva referitor la rapel? Da, mi s-a gândit de sistemul de alimentare cu apă, deci el este calibrat în așa fel încât să facă față consumatorilor. De aceea este conducta este de diferite dimensiuni, la 150 mm până la 63. Am discutat asta cu domnul inginer la instalație. Nu a fost prevăzută cu cămine, dar ei se pot face ulterior, pentru că planșamentul nu este niciun fel de probleme. El a fost calculat ca o rețea. Așa s-a făcut la momentul respectiv. Acum, scuzați-mi expresia, pentru un pune ce nu trebuie să spunem haina cu foc. Nici cum. Nu, 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 da. Nici cum, n-am spus asta, dar știam asta. Am spus că facem față la legii după unei, le-am discutat cu constructorul, deci... Deci a fost calculată... Va fi destul de greu să... Dacă era calculată pentru niște fântâni publice, pentru niște cișmeri, atunci băga o conductă de 32, era Gheorghe, deci a fost gândit ca un sistem pentru, și pentru consumatori în casă. La o mică precizare și la fond funciar, dacă ne dăm în lege, legea 247, care a reglementat undeva într-un articol că se poate face retrocedarea și pe bază de mapă, da. Acolo în articolul 247-2005. Legiuitorul face următoarea precizare. Se poate face retrocedarea cu mapă dacă perimetrul, acum am permis, ar fi ideal, adică înconjurat de proprietari cu titlu de proprietate și să închidă tot perimetrul locului. În cazul de față la noi, la Mănăstirea Cașin, nu știu dacă avem, să dau un exemplu, 5 inspecții bune pe care l-ar putea închide, dar din dosarele care sunt niciuna, nu se poate da pe declarație de mapă. Deoarece, o să menționează cu un fânaț al lui, în care nu poate să facă dovadă de proprietate. O să menționează cu o rezervă de alcoolului silvic, o să menționează cu un drum.
Și acum nu știu, bănuiesc că dacă vă întrebați ori trebuie să-mi dați un nume și să spuneți că a fost mințit. Care au venit, am fost deschis și le-am spus. Cu dragă răspund. Și eu le-am spus și asta era. Următorul pas ar fi peste chestia asta cu retrocedarea pe bază de masă, să fie acțiunea judecată. Ca soluție. Altceva, de mată, nu spandez niciodată Comisia Județeană. De peste Comisia Locală, funcționează Comisia Județeană. Și nu știu acum dacă angajarea unui om ca să rezolvi 5 dosare pe care sunt viabile, da, dumneavoastră considerați și probabil la vă spune. Trebuiau angajați atunci când trebuia. Nu se plângă lumea la uși acum după 20 de ani. Da? Atunci trebuia un om angajat, da, dacă... care să meargă, să țină terenul și să țină legea în brațe și să citească și să meargă cu omul pe teren. Și atunci mai erau oameni acum după 30 de ani de la Revoluție care să-l mai ceară pe dreptul de proprietate. Omul trebuie și găsit. Omul trebuie să nască terenul. Omul trebuie să fie local, să cunoască istoricul, așa că nu ce nu vedeam? Hai, tot succes! Eu m-am spus eu acum, dar chiar ați găsit un om care... Nu, n-am găsit un om care să facă. A fost de mersuri făcute pe fond fungia, eu n-am văzut niciodată de asta, să solicitat. Atunci a fost comisia întâlnită, domnul Vici, domnul Bucur, domnul fost secretar, Dumnezeu să-l odinească Oprea, și parcă mai fost o persoană așa. Mă rog, bineînțeles, s-au verificat la fața locului, chiar am măsurat, dar nu că era metoda de măsura cu arab, făceam cu arab la 3 metri, la frantă, și punea acolo dimensiunile și zicea, deci se întrunea dosarele astea și zicea, domnule, eu, de exemplu, situația mea, zic, domnul Vici, domnule, spune în regulă, mai trebuie ceva? Nu, domnule, domnul Vici. Și, de ce vă spun, am mâncat săptămâni întregi. Du-te și ia xerocopii, ia declarații de la vecini, că mă vecinez cu el, cu titlul de proprietate. Într-adevăr, nu prea corespund titlul de proprietate, că a fost mai multe comisii în diferite, luni și făceau următoarea întreabă. Ați măsurat terenul, înțelegeți, măsurați, dădea titlul de proprietate, iar persoana din lângă se prezenta după 3-4 luni. Și iar nu mai corespundea, eventual, ormul trecea, s-a făcut greșeli multe. De exemplu, apare niște titluri, drum de exploatare, de 2-3 laturi, drumul de exploatare și undeva. Deci au fost și comisiile nepregătite. Era pot să certifice, când a fost comisiile astea, erau așa, din niște păturari care nu erau școliți, erau și cu 4 clase, era unul batar din Hagul, care erau păturari, unul a fost oameni cu 4-92. Da, cu 4 clase din, la legea. Și na, acum ei se orientează, păi uite, nu-i pregăte aici în titlu, că ești vecin. Deci s-a făcut niște erori de atunci, a? Și repercursiunile au fost mai încoate, înțelegi? Și pe urmă, acum pune numai, deci s-a eliberat titlul de proprietate. Deci nu a fost condițiile astea care, conform legii 247-2000, era legea 1 din 1991. Așa? Deci, și acum credește și ne putea, mai ales că este articolul ăsta, articolul 6, zice așa. Cei care demonstrează și cu martor și dar să fie amplasat de terenurile proprietarilor, adică nu mă duc cu un alt teren, în terenul tău care demonstrezi din moștenire. Se poate lua în considerație declarația de martor, bineînțeles, și eventual, zice că pe toate laturile, cum zice domnul Fosbici, zice pe toate laturile se face, dar ce se întâmplă? Dacă n-ai, ai un drum, cine să-ți dea o declarație de martor? Drumul dacă e folosit, de ce o reper? Eu ce era cu cer la fi, domnule. Eu dată. Drumul n-are moștenire, nu are. Deci cam așa stau lucrurile. Da. De la asta e lucrurile. Da. Ce se face? Nu, legea cu barieră pentru mai da. Până la urmă trebuie să se rezolve și problemele astea. Dacă mai aveți ceva
ceva de spus referitor la raportul prezentat de domnul Oadea. Legat de terenul de spus, ar vrea să spun că față de cum arată terenul acum. Terenul de spus, domnul Oadea, cu scuzele de rigoare. Domnul Oadea, cu scuzele de rigoare. Am spus, dacă aveți ceva să spus referitor la raportul doamnei primare. Asta... A zis, domnule, nu are probleme să turnăm un strat. Deci, prima dată au stricat un metru pătrat. Și atunci, domnule, cu macara, cu, nu cu macara, cu pompa. Dacă credeți că rămâne la statul de 1990, probleme la statul de 1990, sau, îi dăm drumul la un prezent. Deci, puteți organizarea, să-mi faci mape, nu stau de mare. Dacă n-am organizare, trebuia la clădirea și anexele au avut o expertiză înainte de a să începem. Prin care, dacă nu uităm de expertiză, spune despre fiecare obiectiv în parte ce necesită și starea lui. Acum am înțeles că am mai trecut încă 2 ani. Ia o expertiză, ia plătit proiect și ia tot pe bani. Da, de la terenul se trebuia alt import, iar din nivel, oricum așa din standard. S-a făcut la... Auzi, este un teren care până la urmă este bun așa cum este. Este bun așa cum a fost. Era, este bun așa cum a fost. Dar acum a fost. Așa cum a fost, dar acum nu mai e. Doamna Felicea, știți cum a fost? Puteați cum este. Atunci, hai să le trebuie. Ce l-ați dat? Da. Să nu se ați dat. Și mai. Dar nici noi la frică, dacă nu știu, facem un bază. Da, e. Ca și structură. Nu mai erau porți viabile, nu mai erau porți, nu domnul Oameni. Ce era să facem porți, la plasă, la aia se poate nimic. Facem o școală ultramodernă și lăsăm plasele alea sudate. Bine, trebuie pus alte, că nu se poate nici am făr plasele alea. Bine, lucrurile astea le-am specificat. S-a constatat că terenul de sport existent prezintă numeroase degradări, atât la nivelul pavimentului, cât și la nivelul împrejmuirii și al dotărilor sale. Se are în vedere faptul că lucrările asupra clădirii școlii au demarat de o perioadă lungă de timp, aproximativ 10 ani, și că terenul de sport în aer liber, care se află inițial într-o condiție bună, s-a deteriorat sub acțiunea exploatării și a factorilor de climă, precipitații, proces de îngheț de zgheț repetat, am trecut tot felul de date în ideea ca ministerul să ne dea bani. Ministerul. Asta, această lucrurile am făcut-o la minister, da? În ideea că avem bani la capitolul diverse, dar nu te atingi așa de ușor de bani. Aici e problema. Eu am solicitat, uite, denivelările și fisurile la nivelul pavimentului. Pot conduce la accidentarea elevilor și a personalului didactic. Ne putem să-i garanta siguranța circulației pedestre în cadrul terenului de sport. Împrejmuirea parțială a terenului precum și dotările sale, coșuri de basket, porți, prezintă degradări la nivelul finisajelor, vopsea ce are crăpături, fete de rugină, ceea ce poate afecta starea de sănătate a utilizatorilor. Prin accidentarea acestora, în timpul orelor de educație fizică și sport sau în timpul perioadelor de recreație. Deci am adus la cunoștință ministerului toate aceste probleme în care ne aflăm. Am făcut și către Agenția Națională a Achizițiilor Publice să ne dea un punct de vedere ca autoritate competentă și să solicităm de la ei o procedură metodologică pentru a ajunge la banii aceia de la diverse. Aștept un punct de vedere și de aici. Ministerul a zis că putem, din punctul lor de vedere, de contrarea noastră e o problemă. Ideea e să ne accepte și ANAP-ul să facem actul adițional, după aceea lucrurile s-ar putea să fie rezolvat. Sau nu? Sau nu? Da, pentru asta, haideți să dăm zonei din față un alt,
dacă și te desporta la rata, dă seama, statea îi poate din astea voi. Să aduci copiii într-o școală modernă, poate că și pentru noi, cei de aici, chiar dacă poate nu aveți și copii la școală aici, vă puteți simți mândri că avem acolo în față o școală la adevărate standard. Și adevărul este că, na, bun, terenul era practicabil în condițiile de atunci. Exact. Lipseau o grămadă de lucruri pe terenul de sport. Plasele astea care erau înnădite și rupte mai de capul lor. Și, adică, faptul că se pot aduce niște bani, se facă și un teren la fel de modern, peste și o școală, e un lucru... Dumneavoastră, da, am înțeles și a subliniat că, de fapt, și cei care au lucrat la școală au deteriorat elevii. Dar, și ei trebuie să știe ce se va trebui să știe. Oricum, el trebuia refăcut pentru că, așa cum era, nu mai apărea la fel de bine lângă această școală. Deci, el trebuie făcut așa după noile standarde. Și, dacă se pot lua niște bani. Ar fi să fac reparații ca să, să ne putem folosi de el, noi, comunitatea. Iar oricum, cu noile standarde, sigur ministerul nu mai acceptă boturi și bite. Dar noi, asta e la idee. Plus colțuri tăioase de la gard, de la tribună, ce mai era pe acolo. Nu o să accepte așa ceva. Deci inclusiv o tribună acceptă. Deci, dacă se vrea și sunt bani să facă din nou un teren modern, cu dragă inimă, toată lumea cred că îmbrățișează. Dacă se poate, dacă nu se poate, reparații la terenul existent ca să putem folosi că proiectul, expertiza, proiectarea o să dureze cel puțin 6 luni de zile. O să dureze, o să dureze. Acum, dacă îmi puteți lipi de cel existent, da, iar poate să câștigă timp ca să nu mai autorizați. Dar la un moment dat o să trebuie să închizi proiectul aici, ca să obțineți procesul de bani de terminare al lucrurilor, să puteți exploata clădirea, că altfel nu se poate. Fără și aveți aici avizul ISU, avizul de la cultură, care ei sunt membri, ei trebuie convocați în comisia de recepție. Da, și atunci ăla nu vine să... Dacă nu vine, ați văzut. De demand m-a deschis la urești și a zis nu-l deschis că n-ai o ușă. Și a stat de mai de demand, m-a stat după... Pe cei de la ISU i-am adus deja în verificare, ca să nu spună în momentul recenției că mai trebuie aia și aia. Îți trebuie ceva la dat afară. Ați înțeles? Da. Deci aia de la ISU deja au fost, mi-au dat clar ce mai trebuie, ce nu știu ce. În momentul în care vin la recepție, nu mai pot să spună că dacă am îndeplinit ce mi-a lăsat, acum 2 săptămâni? Da. Mai avem o prezentare. Drumul Mori, la Vezilia. Nu, contractul de finanțare. Păi, acolo este o hotărâre din Consiliul Local valabilă. Ați dat peste hotărârea valabilă? Ați anulat hotărârea din Consiliul Local? Care ar proba indicatorii tehnico-economici care proba? Aia rămâne. Nu proiectul. Proiectul este separat. Contractul de finanțare cu AFIR. E un lucru separat. Nu proiectul în sine. Și nu contractul în sine. Da, probabil nu se regăbim. Dar odată ce a făcut cerere de renunțare... Rezilierea contractului de finanțare cu AFIR. Contractul cu Gironap rămâne. Aveți cerere? Acum o puteți spune din mail? La ce? Că se-i menționat, s-o pădeam. La reziliere? Da. Adică, poate aveți chestii care nu înțeleg. Da, vă arătăm, nu nicio problemă. Ca eu cum o știu la nu. Deci, nu ai contractul de finanțare. Contractul în sine rămâne. Am făcut cerere la CNI pentru suma totală a contractului de modernizare deci există cele de finanțare pentru acest drum la CNI. Da, una e să... Una e să obținem toți banii și una e să te descurci cu 350.000 la 2 milioane de... Cât era drumul?
Dar tot dumneavoastră spuneați că fondurile europene sunt limitate și au anumită finanțare. Da, dar doar nu este o sursă de finanțare de drum. Chiar astăzi am fost la o ședință cu cei de la DAR, chiar au ce spus. Căutați să vă încadrați în sume în care puteți să faceți ceva. Nimeni nu te duce să ia 5, dar la noi n-au fost nici 50-50, că vă dați seama, a fost din partea lor 350.000 la 2 milioane, cât a fost drumul, domnule Ambea, cât e drumul aici. Am înțeles. Da? Șapte. Alte probleme ridicate cu referitor la raportul prezentat de doamna primar? Mai aveți? Nu. Dacă s-au terminat problemele, mergem mai departe la următorul punct, și anume aprobarea execuției bugetare pentru anul 2020. Da. Ați avut pe e-mail datele de timp și avem aici solicitarea doamnei Roșu, contabil în cadrul primăriei, pentru a aproba execuția bugetară pe anul 2020. Dacă mă întrebați pe mine personal, dar a fost plecată, mi s-a fi părut normal ca toate aceste hârtii să reprezinte contabil, da? Dar să încerc, dacă aveți nedumeriri, să vă explic eu. Ați solicitat, ați văzut hârtiile toți, nu? Că n-ai ce să citești aici. Sunt lucruri care... Deci veniturile au fost 1.491.682, iar cheltuieli 7.565.711. Pe pășune au fost venituri de 333.073 lei, pe cheltuieli 24.412 lei. La cămin, fiindcă a fost pandemie, a fost 650 de lei și cheltuieli de 431 de lei. După care aveți tot exercițiul financiar, vă rog asta să-l aprobați, că sunt niște lucruri pe care trebuie să le facem anual. Dacă dumneavoastră aveți ceva de comentat, că ați avut, că v-ați electorat acasă, v-ați uitat, dacă aveți o problemă, vă rog să o ridicați aici, referitoare la execuția bugetară. Dacă nu sunt probleme, sunt mai multe. De lumea. La sfârșitul anului? Da, este 3 milioane, aveți să fie. Asta discutăm, da? Nu aveți să stai aici? Nu. Dacă vreți să vă am făcut ca să știu din lucru să gândurile că... Păi eu te-am apărut de lumea, să găsim în bugetul de venit și cel de anus. Da. Nu e de acolo. Da. E de aici, de dincolo, la următoarea de vedere. Bun. Dacă nu mai sunt probleme, să punem aprobării. Execuția bugetară pentru anul 2020. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Trecem la punctul 7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021. Deci bugetul pentru 2020. Bugetul pe 2021 a fost trimis la fiecare parte, la fel, mă deschideam un pic la fondul de rământ, îl găsiți la pagina 3.500.000, noi imediat. Aia trebuia să aveți separat. Am și spus să vă fac urmă și puncte. 3.541.000. Îl găsesc la pagina 27. N-am găsit. N-ați listat. Da. Am pus la comunale de aici. 2.400.000, 200 pe punct, 1.000.000 pe apă, ați bani n-aveți, domnule.
comune. Deci, dacă o să vă uitați pe lista investițiilor, ne ducem la lista de investiții. Investiții care curg din anii precedenți, care voiam citi mai înainte în raport, sunt aceleași investiții pe care ar trebui dintr-o bucățică mică să încep să împarți și pe una și pe alta, în speranța că vor veni rectificări bugetare pe anul viitor, în care să reușim să ne descurcăm și să facem ceva, da? Sunt investițiile la modernizarea școală, gimnazială, cu restul de plată pe care l-avem de făcut, trecute achiziția de laptop, de calculatoare. Ecuvalorarea totală din 9.237, asta e documentația? Da, da. Da. Asta e. La asta. Da. Dacă aveți ceva, vă rog, referitor la bugetul pe 2021, dacă aveți ceva de spus. Vă rog. Păi, așteptăm să vedem, poate cineva are ceva de spus. Sigur. Am zis un parcurs, dar câteva ce crezi, dar ce să spui, nu? Nu, dar... Păi da, fiecare la vână acasă, nu vezi că... Gândiți că ar fi fost necesar ca sumele să fie utilizate altfel? La asta vă referiți? Dar deja nu ai ce grijă, dacă te uiți bine la ceea ce avem. Da. Da? Știți prea bine că de la Consiliul Județean am primit foarte puțin bani. Pe drumuri nu am primit niciun leu. După asta numai pentru faptul că primarul în comuna noastră este un primar liberal. Au considerat de cuvință cei de la Consiliul Județean că acolo unde este primar liberal să nu primească niciun bani pentru drumuri, în condițiile în care drumurile județului arată așa cum arată și în condițiile în care au votanți, consilieri, județeni, inclusiv din comuna noastră, că se află acolo consilier județean și a ridicat mâna la o asemenea aberație, se află și datorită votului din Mănăstirea Caș. Da? Dar asta e altă poveste. Și pentru proiecte nu am primit mai nimic. Văd aici am un titlu nou, o legătate de la structură de rutiere în comuna Mănăstirea. Da, e drumul Pârbulești-Lupești. Deci am înscris la CNI, doar cu cele de finanțare. Intenționăm să pornim anul acesta documentația pentru drumul de la început de la Doi Pași, Lupești, prin Ioan Nisir și urcă tot Râmulești. Dacă reușim să pregătim documentația, cred că am putea rezolva o problemă extrem de importantă a comunei. Adică e un drum care leagă trei sate, Lupești, Mănăstirea Caș și Lupești. Cererea am făcut-o ca să aibă timpul acela de stat la dospit, ca așa să pare că trebuie făcut, urmând ca în cursul anului să facem documentele. Am pus o sumă pe acest drum, 60.000, în care vor intra studiile geo. Pe tot drumul ăsta? Cum o să care e topă pe toată drumul comunal? A trebuit actualizată. De ce se trebuie să actualizată? Să ia identitate funciară, nu știu dacă cumva ar trebui podul trebuie incorporat. Atât, în rest... Podul de aici, de la Corbuni. Podul Boiere, da. În rest, ele sunt. În fine, o să plouă... Asta le trebuie la momentul da. Care ne apărăm de... Atunci, la modernizare, strada primul Boiere, la 86.000, așa ce reprezintă? Acolo reprezintă exact ceea ce îți dăm înapoi.
La drumul Moreni, facita, da? Da, da, da. Ceea ce trebuie să dăm înapoi. Tranșa 1 plus avansul. Vă arăt tine, Leo Vanie. Nu. De la firmă. E n-ai înțeles sau ce? Nu, e tranșa pe care am avut-o de la firmă. Pentru vieța mare de peste 50.000. Da, e? Ceea ce face rău că să-mi dumneavoastră? Vă pun. Și la punct, iar, cum să spun, am 2 milioane, foarte mult, dar o să ne puteți cheltui, 2 miliarde, 200 de mii. Ne puteți cheltui, pentru că trebuie să să obțineți întâi avizele. Exact. Și după care, acum 2 miliarde, toate avizele, nu știu dacă au timp, pentru că toate au niște termene, au niște termene de implementare, de evaluare, de decizie și foarte mult. Adică să se blochează 2 miliarde, aș putea folosi în altă parte. Dar la următoarea verificare de buget, luați de aici și puneți în altă parte. Și luat în capul, l-am pus acum și vă spun de ce l-am pus acum. Că noi am făcut cerere în vederea finanțării. Sunt bani care să dau. Și deja am făcut cerere pentru finanțare. Să primim bani pentru a face lucrul la nivelul comunii. Iar vine expirarea asta. Da. Iar... Iar să faci și prelungiri. Păi o să vedem dacă putem să-l prelungim, vor prelungim. Noi v-am spus, am făcut și cerere de finanțare. Dacă intrăm la finanțare, pe banii guvernamentali, ar fi ideal că atunci banii ăștia îi ducem în altă parte și ne facem altceva. Acum noi am lăsat poziție deschisă, că nu se știe, poate începem să cheltuim și ne vor da banii înapoi. Da. Și la apă? Am trecut doar 1 milion, și de ce? Și am să vă spun și de ce. Sunt cei 340.000 care trebuie să-i plătim la declarația la Ministerul Cerului, ca să putem obține ordinul de ministru și, așa cum vă ziceam, am trecut inclusiv penalitatea în condiție în care suntem obligați să reziliem contractul ca să primim banii de la guvern. Că dacă primim toată suma, că e 6.800.000 de oameni, mai degrabă îi dai pe cât o să ne ceară ca și... Au cerut în prima adresă 4 miliarde, așa au cerut. Asta nu înseamnă că statul nostru nu putem analiza tot aici împreună și spunem asta da, asta ba, asta nu. Să ne dea judecat. Păi nu, se face. Sunt lucruri pe care le-am discutat cu un jurist și sunt lucruri întemeiate care ar putea legea să ne oblige să le plătim și sunt lucruri neîntemeiate care le-a pus în cererea lui în cazul în care vrem să reziliem și care ar putea să nu le plătim și să le dea un judecat. Dar asta rămâne tot aici, în această formație să le discutăm și să o trăim. Doamne, uite, am primit finanțare, să ne ajute Dumnezeu să fie. De atunci, la finanțare, ați depus o cerere sau aveți o promisiune? La finanțare pentru apă. Am depus și cerere și aveți promisiune. Cu promisiune, da, am depus cerere. Că în fața lui, promisiune, promisiune. Dar aici avem un contract care vând, ne vând. Dăm 4 miliarde, dăm 2 miliarde, tot o să trebuiască. O să trebuiască de dată. Și atunci... Oameni buni, hai să începem contractul. Cu ce? Uitați-vă la banii pe care i-am eu. Începem. Cum? Dați soluții. Dați soluții, că de aia suntem aici. Că soluțiile trebuiau luate date din 2015, de când s-a pornit studiul SFE, lucru pe care l-am discutat aici. Deci, spuneți-mi că sunt ani pierduți în care n-a stat la nicio linie din finanțare, că dacă mai era pus pe undeva. Era ușor acum să reușești cumva să-l poți rostogoli acolo, să-l primești. Ei, acum, ia ca nu. Că nu a fost pus nicăieri, l-am înregistrat noi la CNI în ianuarie. Și aici o să mai fie o problemă cu garanția drumului, că lucrări care să știu. Se fac unde peste altă. Deci o să avem de pierdut de două. Și garanția drumului.
Da. Nu, da, nu. Acolo la care ar fi adăugări, nu știu dacă nu o pierde. Vă găsim o soluție să vedem. Da. Nu știu. Da. Înțeles. Să vedem pe ce întotdeauna de atunci. Nu. Da, dar nu să ai o să ne duc ce nu străzi. Că ar funcționa. Dar nu trebuie pe marge. Da. Sunt soluții de gând. Sunt soluții. Mai e... mai greșește cineva să gândi ceva problemă referitoare la buget? Dacă nu mai sunt probleme, supun aprobării bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumim. Dar poate totuși ne-și explica de ce nu împotriviți. Pentru că avem o lucrare care îi la finanțare, două lucrări care sunt la finanțare și niciun nu pornește. Și care e la finanțare? Deci eu și mie, care e la finanțare? Nu, ori și aducine mare. Aducinea papă unde e la finanțare? Domnule dragă. Deci nu este la finanțare? Nu este... Aole a spus-o dumneavoastră la finanțare, înainte de a veni. La buget local. Nu dorește nimeni?
Atunci să punem la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de analizat și a prevederea riscurilor al comunei Consilia Cașin. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc! Punctul al 9-lea, aprobarea programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2021 și strategia anuală de achiziție publică pentru anul 2021. Da, conform legislației, suntem obligați să facem o strategie, suntem obligați să realizăm un program de achiziții. Noi l-am pus cam ce ne-am dorit, nu înseamnă că ești realizată la banii pe care i-am. Strategia asta ți-a avut-o probabil pe e-mail, nu? Cred că nu e cazul să o citim. Sunt documente conform legislației. Probabil când vom avea o nouă de achiziții, lucrurile se vor face la timp și într-un ritm accelerat, așa cum ar trebui făcut pe achiziții. În păcate, zona asta a fost descoperită. În scurt timp vom avea o nouă macro, care se va ocupa mai bine. Da, toate cele achiziții sunt în funcție de ce s-a cheltuit și în anul precedent și ceea ce am avea mai dorit să realizăm în anul viitor. Având în vedere că acest program al achiziției publice a fost trimis, fiecare l-a primit pe adresa de e-mail, vorbesc că toată lumea l-a studiat. Dacă aveți probleme, sau dacă doriți să mai citească doamna primar acum, în vedere că la studia deja... Ce punctul am vrea să discutăm? Ziceți la asta, ce anume vă... De exemplu, la punctul 2, la expertiză, protecție, urmă, stăm... Da, avem, după inundațiile care au fost de... Am avut o comisie de la nivelul județului, formată din personal de Consiliul Județean, ISU și SGAU, în care ne-au lăsat ca măsură să facem această expertiză. Am și o... Expertiza o faceți la drum sau la mapă? Mapă, aici e o chestie care nu-i bine definită. Exact. Lucru pe care am discutat. Adică să nu dăm banii degeaba și să vedem că, de fapt, expertiza, până la urmă, nu este în sarcina noastră și... Și astăzi am primit o ordine de la SGA, se leagă tot de această expertiză, că intra în sarcina noastră a proprietarului de drum. Lucru care port la momentul ăsta o întreagă, să zic așa, serie de documente schimbate între noi și ei, care i-am atacat pentru faptul că inundațiile de la noi din comună sunt din 2005 pe acele zone, nu sunt de anul ăsta, nici de acum 2 ani. Lucru pe care ei nu au luat atitudine nici în 2005, nici în 2008, nici în 2010. Acum, de ce și cum n-aș putea să spun? Experta vrea să spună din cauza Am solicitat inclusiv un expert de la ANIF. A fost aici în zonă. Am trimis către SGA inclusiv documentul de la ANIF, în care ne sugerau modul în care ar trebui să se realizeze susținerea malurilor din zonă. Încă suntem la stadiul de ortii între noi și direcția apelor. Dar și mai am o chestiune la punctul 9, achiziție, expertiză, modul scurtat în vederea unei noi licitații. Ați prevăzut 50.000 de lei. Da, am prevăzut acolo pentru că avem un număr de 27 de loturi, chiar care nu sunt libere de sarcină,
Păcat că stau și nu produc bani, nu produc venituri. Stau de multă vreme în faza asta și sunt reclamații din partea celor care au încercat să construiască, că nu primesc autorizații de construit de la ISU. Din cauza... Nu. Ce cu achiziția din topometrii, eu la știu. Vorbeam de punctul nou de achiziții în vederea unor expertiză în votul, în vederea unor noi licitații. Deci nu trecem la subiect. Punctul nou. Achiziția de expertiză în votul. Ziceți că sunt 27 din lote, da? Da. La momentul ăsta, da, sunt 27 de loturi libere. Să vedem de la cât o să plece licitația. Expertiza la licitația trecută, în 2017, parcă a fost ultima licitație, mai sunt câteva loturi libere care sunt deja expertizate. Păi, aia era cu treabă, nu? Alea nu sunt așteptări, poate sunt chiar parte din cele 27. Da, aia trebuie numai actualizată. Exact. Dar ea a păstrat undeva la 7.000 de lei, toată expertiza pe toate loturile. Adică aici ai corobarul s-a greșit, poate 5.000 sau nu știu, dar e mult, 50.000. Și iar păcat, e înlopat și... Cred că e o greșeală aici, așa este. S-ar putea să fie o greșeală de redactare. Am și pus el în urmă. Da, e posibil. Nu, e vorba de expertiza în vederea licitației. Da. Da, și mă gândesc că când s-au licitat. Și nici atunci nu s-au completat toate lucrurile, au fost 17 lucruri. Deci nu s-au completat toate, nu au fost cerințe la toate. Acum avem foarte multe cerere. Tot așa, aveam, cred că, 50 de cereri. Și când au venit... Da, nu mai venit la așa zi. Da, da. Să sperăm că nu e așa. De data asta, poate lumea își dorește. Și mai văd la servicii, achiziție autotrezi. Vă vreau să doresc un autotrezi nou pe el. Va fi cam casa. Deci, nu știu de ce bani va putea fi achiziționat. Noi l-am trecut acolo ca poziție, dar mașina e mai mult o utilitară, ceea ce avem la momentul ăsta. Iar dacă dorești să obții bani, trebuie să mergi. Banii nu vin la tine acasă și nu ți-a duce nimeni. Trebuie plecat. Și ca să pleci, am plecat cu mașinile noastre, da? Pentru că îmi pare rău să spun, mașina pe care o avem la momentul ăsta e sub forma unei auto-utilitare de cărat lemne, eventual, sau saci de ciment. Și s-a obosit. Când s-a zicea la antifrasă, e gata de primărie. E obosit. Deci primăria ducea la antifrasă. Da, știu. Da? Da. A, exact în 2006, dacă nu am vedea distrație în foarte mare și era un lucru. Și asta a fost o utilitate. Nu, a fost bună la vremea aceea, da. Asta e. Da. Am evoluat toți de altfel, da? Hai să ne uităm un pic la fiecare dintre noi. Și dacă vrei să te respectă lumea, până la urmă trebuie să arăți într-un oarecare fel. Da. Mă, cu această mașină, măi, tu poți să te duci la minister, să ce, te duci cu cerele, de asta? E depășit, dar așa este. Da, sigur. Păi da, așa este. Da, e depășit. Așa asta, da, e depășit. Da, mergem mai departe. Nu, da, cred că mai aveți alte... Nu, 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 expertiză camionul ăsta care e așa 5.000 de lei. Nu știu, mi se poate, dar nu mă duc la 5.000 de lei, 1.000 de euro. Adică vine din mașina asta. Da, acolo asta s-a făcut, dar nu înseamnă că... Nu înseamnă că se va plăti. Se va plăti 5.000. Vom avea cereri de ofertă, vom avea oameni care vor înainta la oferte. Avem control de primărie. Încă o dată vreau să specific, nu este un SRD. Iar domnul Gheorghiță știe prea bine că nu poți să
directivă clară, da? Nu se pot face dacă vreți să-i duceți o anumită discuția asta la ceva. Nu poate că s-a făcut mașina să vă rog să vă rog din modul la scoală. Care? Nu e, este ei vorba. Să dăm mai bine. Era, nu mai ai pus-o. Îi dai la destinație. Nu mai ar fi fost. Nu mai ar fi să-i dai la destinație. Este funcțională mașina? Da, este funcțională mașina. Vă rog, cine știi din bani, nu știu dacă o să trimiți ea. Doamne, o să încercăm să aducem un evaluator, de a spune ce sumă putem lua, se face licitație publică, va fi totul vizibil. Nu vom să o punem în vizionare. Deci, este evaluatorul ăla? Totul e evaluatorul care va spune ce sumă putem lua pe acea mașină și de unde să plec de la ce sumă putem pune licitație. A fost achiziționată 4.600.000. Noi am mai discutat lucrurile astea în ultima ședință. Au trecut niște ani peste ei. Da, am mai întrebat aici servicii achiziții. O sumă, nu mai țin minte cât este. Cum spunea dumneavoastră, s-a angajat un om pentru achiziții. Da. Vom avea, atunci când am făcut asta, nu aveam om de achiziție. Acum, mi-am crezut că nu va fi angajat mine, pentru că să știți că serviciul Oneștiu și Sărimul a ținut concursul de angajare a unui om pe achiziție și nu au reușit să angajeze. Să știți că chiar, deși zici că lumea n-are servici și ar putea să ocupe orice să alege un post, să zic așa, e clar că lucrurile nu stau chiar așa, dar noi suntem niște norocoși. Am avut înscriși la concurs 5 oameni, 2 au fost scoși din cauza că nu întruneau condițiile de vechime. În examen au rămas 3, unul nu s-a prezentat la concurs, unul că era o doamnă, au rămas 2 care au dat concursul. Între timp, proba scrisă a fost luată de o doamnă, una nu a făcut 50 de puncte, a fost interviul ieri, s-a afișat, uitați-vă, este acolo, afișat, avem un om pe achiziție începând de luna mai, dat seama. Și la ce primărie am lucrat? Doamna Caraion, care a luat de concursul. Pe Ion, pe Ion. Nu au venit oameni din primării, vreau să spun că au venit oameni din bănci. Toți cei care mai s-au prezentat au lucrat în bănci. Dacă s-a dat după CV-urile, atenție, deci după CV-urile pe care le-am avut, am avut, zic eu, un concurs cu niște oameni excepțional de bine pregătiți. Am avut niște CV-uri impresionante. A fost CV-ul la treabă? Da. Da. Asta e. Vom vedea. Da. Mai sunt și alte probleme legate de... Spuneți-mi, dacă chestiunea care s-a suprapus cu tabletele... Adică au dat și ministerul, am depus și noi. Știu. Cer de finanțare. Știu. Știți un fix să nu fim, iată, penalizați. Că abia așteaptă ministerul să ne... La vremea aceea, în decembrie, am discutat cu domnul Rupeș, el a discutat la inspectorat și că nu ar fi nicio problemă, dar nu m-aș mira să... Da, dar beneficiari să ne anumesc, sau plătitori. Dacă ar fi, da, asta este bugetul. Acum, că am văzut că ești pentru dotare și vorbesc că sunt prevăzut că la dotări sunt și ele. Alte probleme legate de programul de achiziții publice? Eu aș completa și aș zice că am văzut că sunt foarte multe cheltuieli legate de achizițiile astea care le-ați propus până la urmă.
proprietatea poate în vedere banii să fie iertați în primul rând. Aici? Pe ce pe apă, pe aia, pe lume, mașina. Știți orice este așa? Intrat, de exemplu, am văzut la persoana să care ați angajat totul, aveți aia și pentru la infecționarea. Persoana să ați ocupat la chestii, deci uite, uite și la ceva. Dar nu pe moana aceea o fi, dar ce nu se ocupă la George. Perfect. Dorările sunt prinse an de an, înseamnă că pleca cineva. Nu că mi se zic un obligat, nu am dat un om de la un perfecționare. Ne prinde mami amândă. Asta nu am înseamnă că pleacă cineva la perfecționare. Adică sumele astea adunate aici poate depășește două ori buget. Nu știu dacă la un an. Depășește. Da. Ele sunt în niște estimări ca să poată... Și avem posibilitate dacă e ceva să ne-a... Buget e căpătut. Nu dați seama că se face în gestia folosirii. Sunt un pic de cheltuieli de funcționari, aceea partea de investiții este cea mai importantă. Bun, mai este ceva? S-au epizodat pe discuțiile referitoare la planul de analiză de achizițiile publice, supun aprobării programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2021 și strategia anuală de achiziție publică pentru anul 2021. Cine este pentru? Este cineva potrivă? Se abține cineva? Mulțumesc! Da. Trecem la punctul 10 și anume alegerea președintelui de ședință pentru următoarele lege. Ce? Vă dau cum vă dau. Înainte de la ce plasa? Nu, după ce este din nou... După... Când a rămas la punctul alegerea președintelui de ședință? Să putem la ultimul punct, mă rog. Păi... Și sigur va primi o sumă de bani din partea guvernului. Da.
referitor la... Dacă intenționați, se poate strânge, așa cum, dar presupun că foarte mult dintre dumneavoastră ați dat bisericii. Dar nu de linda vă folosim. De nou. S-au frânt și banii. Suntem la punctul 11, referitor la cei 20 de metri cu de pentru familia Mântrălău. Dacă nu mai sunt alte probleme referitoare la această cantitate de lemne, atunci supunem la vot cine este pentru lemn de lucru. Lemn de lucru, da, 20 de metri cu pentru familia Mântrălău. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Și am epuizat toate cele 11 puncte din ordinea de zi. Doamna Dumnezeu, dacă mai aveți alte diverse, da. Vreau să vă spun că la ADIS s-a votat deja colectarea din poartă în poartă la reciclare. Vom primi cu bele fiecare gospodărie pentru o reciclare. Am nevoie de ajutorul dumneavoastră. În sensul că nu avem la nivelul primăriei această evidență clară a gospodăriilor. Am adus și adresa de la ADIS în care ne solicită în vederea dotării beneficiarului din zonele de casă, trebuie să facem un tabel cu nume, prenume, adresă, CNP, beneficiar și numărul persoanelor existente în gospodăria beneficiarului la punctul 1. Am reușit toată această situație să o facem la cei care au dat anul acesta declarații de salubritate. Am pregătit, da, aș vrea ca fiecare consilier din zona dumneavoastră, am înțeles că v-ați împărțit pe zone, să întocmim această situație. Și asta cât mai repede. Doar completând o declarație la fiecare gospodărie de salubritate. Am făcut un model, cum arată. Și în sensul acesta vom grăbi puțin lucrurile și vom putea, aș vrea să verificați fiecare ce ar însemna mers din casă în casă. Sunt oameni care nu au ajuns încă la primărie anul acesta. Deci și nu avem cei care au fost, nu? Da, nu avem împreună cu George, pentru că el se ocupă de această... Și ce lucru? V-am zis un număr sau în funcție de... În funcție de ce noi vom primi cu belele. Și e important când facem, vedeți, că nu știu dacă mai putem ajunge, mai dăm o cubelă, mai dăm... Să dăm situația cât mai exactă. Asta aș vrea. Date, ca să vedeți că nu înseamnă mare lucru de completat. Noi nu știu pe partea aceea, în spate acolo. George a prezentat acolo cam ce ar trebui să spunem. Deci telefonul este foarte important și foarte important e CNP-ul, adresa exactă și numărul de persoană. Fiecare în zona lui, haideți să verificăm un pic și să ne facem dosarul clar la ADIS, câte cubele pentru reciclabili sunt necesare gospodăriilor din comun. Aici. Da.
Că știu că v-am spus toate de la mine, unde era la Dragomir, acolo nu aveau cu piele. Deci trei familii și da, sunt cu piele de dotare. Da, sunt cu piele de dotare. Da, sunt cu piele de dotare. Deci noi nu avem o evidență clară, la momentul ăsta, în primărie, fiecare gospodărie cât membrează. Adică mai clar, cât membri de clar. Că sunt mulți care nu-și declară toate membri din familie. Pentru că așa gândesc că pot plăti mai puțin la salubritate. Tatăl meu că o vreau plătiți. Da. Da. Asta ne trimiteți un format pe e-mail? Da, aș trimite, da. Da, da. Da, toate astea și dacă dumneavoastră îmi spuneți pe zona aceea mă duc eu, pe zona aceea mă duc eu, dar asta lui George, George Bucur, cu el țineți legătura și eu vă spune, zona aceea am făcut, n-am făcut, n-a venit, dacă a venit la primărie, nu mai vreau să mergeți pe strada aceea, luați altă stradă și haideți să facem o evidență clară pentru observăm acum toată lumea e spre a curăța zonele inundate de gunoi. Vă spun sincer că acum după mai bine de 5 luni și am avut o luptă bine dus așa, cu cei de la ajutor social și, într-adevăr, zonele care arătau foarte urât, am reușit să le aducem cât de cât la liman. Nu știu dacă pentru o lungă perioadă de timp sau... Aici am vrut să vă povestesc un pic de lunga Irinei, ce am putut strânge acolo, nu vă puteți imagina, Dubici a fost în zonă. Deci am fost ieri și aproape de două zile, s-au strâns de pe 4.000 lei, 11 cuvene mari de reciclare și 22 de saci plini cu petre. Mai avem de luat, cred că vreo două basculante cu materiale de construcție, de să mergem să le luăm și la alea. Dar așa ceva, deci doar dintr-un singur loc, dacă vă puteți imagina, din undeva 6 metri pătrați, am umplut 5 cubele. Deci acolo s-a dus cine a vrut și cine n-a vrut. Facem curățenie peste două săptămâni, iar găsim, iar mergem acolo. Deci două săptămâni sigur, dar mai nu am înțeles și la fel la mare sau la început sau nu ce nu mai e. Noi am încercat și de câte ori am fost pe teren, am încercat să vorbim frumos și să vorbim să luăm un parametru frumos, dar bă, nu este. Că până la urmă, până nu se vor da câteva amenzi, cu siguranță nu se va să facă. Am avut o neplăcută surpriză la Lupești, a venit cineva, avea trei peturi în șanță din fața porții și a venit la mine și mi-a spus, domnul vice, dar știți dumneavoastră, trimiteți omul asociat să ne ia peturile din șanță. Ce nu e? Da. E voie, rău, înseamnă.
Da, chiar nu poți să ții din șantul tău. Da, te ai putut de unei simțit și aruncat pe că și o cutie de suc în șant. Că îți vei simți ce aia care aruncă pe jos. Nu, asta e. Acum nu am folosit dimineața. Dacă am putea face o acțiune de asta de curățenie a comunei? Să stabilim o săptămână, să stabilim o săptămână a curățeniei și să ieșim, să dăm un exemplu și să ce să ținem. Să dăm și noi exemplu. Dar pentru noi un exemplu este domnul Funar, păcat că nu este aici. Da. El singur a ieșit cu saci, cu copiii și au strâns un aer din zona lui. Deci, haideți, eu sunt convinsă că eu așa sper cel puțin. Și la fel am făcut și el, o săptămână. Da. A trebuit să facă o nouă acțiune. Da. Da, mă gândesc că oamenii vor înțelege că rolul nostru nu e să mergem să ne strângem cu noi. Rolul nostru e să încercăm să le arătăm și lor. Să le arătăm și lor. Împreună cu noi pot strânge cu noi. În așa fel încât comuna noastră să arate bine. Acolo sunt și cei care mai bine adătate la viață. Adevăr că trebuie și pentru că e din timpul creativ și condiții și țarcul se lasă mai arăt. Ăla nu este loc de grătă. Ăla este izolat. Da, că atunci ar trebui inefecționat accesul, nu? Să-i mai dați bani de dar acolo. Scris, nu mai voie să nu faci. Dar așa nu-i bună. Dar de ce vreau de domnul ăsta, nu? Da, eu cred că urmaia este de acolo și nu sunt de la grătare, că nu am cei de la grătare atâta cum mai e. Deci, în primul rând, trebuie depistați acești oameni, să se găsească o modalitate de a-i depista. Că degeaba facem acțiuni de curățenie dacă nu-i depistăm pe acești oameni. Depistați și oamenii care efectiv că se duc cu materiale de construcție. Păi ăla nu se duce, hai că să zic o sacoșă cu mai, ai aruncat-o din mers. Dar cu materiale de construcție te duci cu căruța, cu dita mai mașină. Îți ia timp să le dai jos, să-ți ia mers pe stradă. Da, și rugăm din nou, rugăm, rugăm din suflet, nu mai aruncați ce măturați din curte, nu mai puneți în pubele. Da, că e greu, e nisip, e piatră. Aia e. Este numai guși, pământ, tot ce se mătă. E provoat undeva la tine cu pubele, e greu. Da. Se mai scrie cineva la pământ? Nu știu, domnul. Da, vă rog. Haideți că a vorbit domnul Adrea, a ridicat câteva probleme, altcineva, vreți să vă spun că vă mai scrieți la pământ, la diverse? Dacă s-ar putea face niște panouri ceva pentru informarea populației civile. Păstrarea curățenii, știu, ceva un lucru de așa frumos sentimental. Muzica la colțul de stres. Sunt pare că au fost, da. Au fost. Posibil. Domnule, au citit. Din cauza asta arată... Trebuie desenat, știți? Da, și desenat. La praie, că nu-i toată să amintă că era acolo câțiva ani. Cine a rog că este un lucru de seama. Da, da. Sunt persoanele pe care ați găsit, pentru că mai a fost un lucru de seama la părere și camere, pe timpul.
Da, sunteți urmări că sunteți pe grafel. O, e pădure. O, e pădure. Care a deci ce nu s-a desfințat la Gheorghe? Și nu mai arunc la Gheorghe, dar nu duce acolo. Asta s-a întâmplat acum. Posibil. Oricum, Gheorghe, din punctul meu de vedere, nu i-am eu mă așteptam acum să arunce la piciorul podului. Că da, nu. Ți-am de asta a fost făcut pentru că s-a luat la piciorul podului. De la deal și de la mare. Acum nu mai arunc acolo, merg pe mai. Dacă am igienizat, eu zic că plus că o să trebuiască cumva și simțul ăsta civic. Deci eu vă spun că mi s-a întâmplat duminica trecută să primesc telefon, mașina cu zare, a aruncat la pot gunoi. De toată la felicitări. Mi-a făcut și poză cu numărul mașinii. Doua zi dimineața am venit, i-am dat avertizmente familiei respective. Da? Mă gândesc că am învățat ceva. Noi am strâns de acolo, că într-adevăr nu numai vânsa depusese acolo cu noi. Era de mult la pot la ieșire de la număr în iubia. Da? Asta era înainte, la pot ăsta. Asigură. Deci am trimis cei de la asistență socială, au strâns totul. I-am spus că a doua oară, tot ce se va aduna acolo, va primi amendă doamna, că am văzut-o cu mașina aruncând noi acolo. Nu te ocupați de mine. Asta e. Deci, simțul civic, dacă ar funcționa, ar fi ideal. Adică, nu trebuie să se ia nimeni de persoana respectivă. E suficient un filmuleț cu numărul mașinii și luăm noi atât. Poți să puteți pereții de generare nu faci? Nu avem de gând să facem persoana respectivă de râs la modul ăsta. Vom merge personal și vom discuta cu ei. Așa s-a procedat și da. Se mai descrie cineva? Domnul, haideți că de acum... deschisă, vă doresc